Bună seara, bine ați venit și ați revenit pe canalul meu de YouTube, Resia Clar, viziune, citire pe foaie. Astăzi am să fac magistrala citire pe foaie pentru următoarele câteva zile. Am spus în videourile anterioare că am să fac un anunț. Mi-a trecut ceva prin cap, nu știu dacă veți fi sau nu de acord, dar eu am să fac, cine dorește să mă urmeze, ok, cine nu, nu. Însă acum am să fac citirea pe foaie, să vedem ce mai iese. Nu mai iau pe sănătate, bani și așa mai departe, o fac cu totul, ce iese, aia vă spun. Știu că este greu să înțelegeți ce fac eu aici, până o să vă obișnuiți cu mine. Dacă îmi cade odată inițiala de M, de exemplu, într-o anumită problemă, sau de C, sau G, sau T, asta nu înseamnă că pe urmă nu vor mai cădea aceste inițiale, înțelegeți? Deci fiecare se regăsește cumva, într-un fel, la un moment dat. Bine, nu toți, e o etalare generală, e greu să vă cuprind. E foarte greu să vă cuprind pe toți. Dar, da, sunteți mult mai liniștiți acum când ascultați acest video. Vă simt, nu știu, vă simt altfel decât la început, mai ales cei care mă urmăresc de când am acest canal. Că de-abia sunt pe... Sunt nouă, da? De o lună jumate sunt pe YouTube. În fine, dar am să fac un anunț la un moment dat. Și aș vrea să iubiți și această foaie așa cum iubiți pendulul și cărțile, ok? Sau așa cum vă sunt eu dragă, că unora chiar le sunt dragă, da? Și vă iubesc și vă mulțumesc din tot sufletul și îmi dați forță și putere și îmi crește vibrația și mai mult, credeți-mă, da? Dar asta nu înseamnă că îmi dați din energia voastră, da? Doar faptul că sunteți mulțumiți și sunt și eu fericit, îmi crește vibrația și am mai mult curaj și tu pe eu să merg înainte, da? Și eu vă mulțumesc din tot sufletul meu și să aveți sănătate și pace. Bun, încep. Bun, haideți să vă spun aici, toți cei care au școală, examene, în următoarele 3 luni, foarte bine aspectată este inițiala de A, de R, în nume sau prenume, de M, de C și de P, în nume sau prenume, da? Aici înseamnă statul, da? Tot ce ține de stat. Examene, instituții, dacă aveți de rezolvat, dacă lucrați între oameni de stat, da? Durează, la unii mai se vor rezolva lucrurile mai repede, la unii mai greu, adică mai greu înseamnă în maxim 3 luni, da? Sinceră să fiu, cei care trebuie să învețe mai mult, mai ales care au examen, sunt cei cu litera I, cu inițiala de I, nume sau prenume, da? Am aici, nu știu, o literă de L care are probleme, inițiala de L, nume sau prenume, ce mă enervează să repet mereu. Deci un L, da? Orică vă uitați, orică aveți pe cineva în casă, probleme cu spatele, cu mijlocul, cu coloana. Nu-mi place deloc aici, dar nu știu, faceți ceva. O să aveți probabil în următorul timp ceva dureri, de, îmi iese așa. Da? După aceea am pe cineva cu litera T care, din păcate, pe sănătate îi cade cam rău în următoarea perioadă. Dar aici, ca să nu vă speriați cele care vă uitați, să vă spun ce simt eu de fapt, văd că este parte bărbătească și văd că a fost bine făcut la viața lui în general. Acum, poate dacă e mai bolnavior sau nu prea e bine, poate nu mai arată atât de mișto, să zic, sau de zdrahun, cum place mie să spun. Dar aici am o cumpănă de viață, da? Am o cumpănă. N-am spus că moare, am spus că are o cumpănă, literat un bărbat din familie sau soț iubit, da? Cineva din casă.
Mare grijă, da? Bun. Din nou, inițiala de A. Se ține de mână, văd că mi-a dat dragoste aici. Inițiala de A chiar se ține se va ține de mână în 2 zile sau 2 luni cu un bărbat. Chiar dacă sunteți singure, veți avea pe cineva și cele care sunteți cu cineva o să se... De aici chiar văd că e femeie și bărbat, dar nu-mi iese inițiala bărbatului. Așa pot să jonglez un pic, dar nu sunt sigură. Ar fi un V. Un V și un B în nume sau prenume. Un V sau un B în nume sau prenume. Inițiala cu A, vă veți ține de mână cu el în 2 puncte, 2 săptămâni, 2 luni. Pe urmă mai văd pe dragoste, litera Co. Cine-i Corina? Corina blondă, dacă te uiți, chiar vreau să-mi dai mesaj. Simt aici chiar o Corina. Simt o Corina. Ai să te înalți pe dragoste, da? Vei fi iubită mai mult, vei fi cu cineva, nu știu, se rezolvă lucrurile foarte repede la tine. Da, vedeți, nu întotdeauna am dat numele întreg, mai îmi dau din când în când. Bine, dacă mă supăr acum, mai zic ceva, dar nici nu știu dacă mă lasă YouTube-ul. Bun, pe urmă, pe dragoste, am separări la litera O, un nume sau prenume, separări, discuții, certuri, un O cu C, cu I, care vă știți că aveți parteneri sau sunteți sau aveți parteneri de acest gen. În schimb, foarte bine celor cu alții cu I, cu J, dar bărbații care au nume sau prenume inițiala de I, să știți că veți fi mai bine pe dragoste în următoarea perioadă. Iar cele care aveți partener cu litera I, se pare, dar relații serioase, se pare că până la urmă vă puneți niște inele pe degete. Da? Deci de examene am zis de dragoste un pic, să vedem ce mai cade. Vedeți că vă certați, fiți atente, cei care lucrați în instituții cu geamuri înalte sau instituții înalte, nu neapărat cu geamuri mari, or fi și geamuri mari, dar eu văd clădirea înaltă, indiferent că sunteți în România sau în străinătate. Aveți grijă la discuții și la certuri la muncă. Da? În următoarea perioadă. Că o să, nu știu, o să vă certați cu cineva cu litera G, vă certați, da? O să aveți niște discuții. Iar alții care aveți scări la muncă sau lucrați de acasă și aveți scări în casă, văd aici că o să aveți o luxație, ca să nu zic mai mult, da? Aveți grijă cu scările, da? Sau, mă rog, până la urmă, și dacă spălați geamuri, aveți grijă că mi-ies geamuri, mi-iese scară, aveți grijă cum faceți la geamuri să nu cădeți, da? Că îmi cade scară, geamuri și așa mai departe, da? Foarte mișto pe muncă și pe job și orice faceți, majoritatea cu litera M, foarte frumos aspectat. Deși în trecut ați avut pierderi, ați închis afacere, ați deschis altceva sau ați deschis din nou mai târziu aceeași afacere. Sau ați avut un serviciu și n-ați mai fost la muncă și ați început în altă parte. Sau fiecare după situația lui. Dar ce văd aici pe muncă, pe job, pe realizări, pe afaceri, pe toată lumea, toți aproape care sunteți cu litera M, eu vă garantez, faceți ceva, faceți la un fel, mai ales cei care nu aveți muncă, pentru că aveți noroc în următoarea perioadă. Aveți noroc de schimbări, aveți noroc să vă meargă mai bine, aveți noroc să vă ridicați, să vă găsiți de muncă. Da? Da,
Nu știu de ce, dar simt că am aici o avocată sau o notăriță ceva. Da. Nu știu dacă este fostul partener sau este unul nou, dar în orice caz să vă țineți din mână din nou cu cineva. Ori se întoarce fostul, ori cunoașteți repede pe cineva. Dar aici am oameni cu epoleții, da? Adică oameni acum repede. Deci notari, avocați, polițiști sau polițiste sau grade sau chestii de genul acesta. Mă scuzați, trebuie să beau o gură de apă, că mor. De data aceasta n-am mai uitat, mereu uit să-mi iau apă. Bun, deci repede, repede, se întâmplă ceva. Și am aici, de exemplu, o literă de E. Probabil că nu sunteți toate, dar la voi mereu a fost. Ați făcut pauză în relații câte 5 luni, 6, 7, 10, un an? Zic și eu, adică la cel puțin 3 luni, da? Și pe urmă mereu a fost punct ochit, punct lovit. N-ați avut decât așa relații de durată cumva. Ați avut noroc la chestia asta. Ați așteptat și acum se va întâmpla la fel. Dacă sunteți cu litera E și sunteți singure, s-ar putea chiar să întâlniți pe cineva în următoarea perioadă. Am aici inițiala de D. Aveți probleme aveți alergie la lactație sau ceva, cei cu D. În următoarea perioadă, dacă vă știți cu probleme, nu consumați. Sau vedeți cum consumați, pentru că văd probleme cu partea abdominală, cu stomacul, dar pe brânză, pe lapte, pe ceva. Aveți grijă, dar inițialele cu D. Am spus cu D și poate să mai fie și cu D și cu N. Da, mare grijă la ce mâncați în weekendul ăsta sau ce beți. Da. Bun, mie mi-au ieșit lactatele aici, deci. Cine este săgetător, vedeți că sunteți un pic, ba vreți, ba nu vreți, sunteți alunecoși, da? Vedeți în zilele următoare cum faceți, dacă nu veți avea grijă, săgetătorii, pentru că uite cum sunteți, deci aruncați cu arcul, da, chiar voi sunteți. Veți avea probleme aproape, mă scuzați, nu neapărat în toate domeniile, dar ori pe dragoste, ori la serviciu, oriceva ceva se întâmplă. Am persoana aici care face bijuterii sau pietre mici sau ceva, care muncește mult, să știți că veți avea vânzări. Da, ori la bijuterii mici, ori la pietre ceva faceți. Chiar vreau să-mi scrieți dacă este adevărat. Bine, nu tot scrieți că nu sunteți abonați pentru că nu doriți să fiți abonați, deci puteți apăsa pe clopoțel. Da, sau pe abonare, dar în fine, fiecare știe mai bine, dar mi-ar fi plăcut că nu puteți scrie decât dacă sunteți abonați. Și e simpatică chestia asta. Litera F rămâne sărcinată în următoarea perioadă, care mai puteți face copii și doriți, să știți că veți avea copii. Ia uite, ia uitați-vă. Sunteți cu burtica mare. Și aici sunt gravidele, nu cele care v-ați îngrășat, da? Bun, foarte frumos. Și baba, bă, 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 și cele cu litera B, să știți. Dar poate fi și nume de familie, că nu-mi vine. E B și A. Ba, nu știu ce nume poate fi. Bâșia, ba, nume de familie sau prenume. Bun, haideți să nu vă mai. Litera G la sfârșitul lunii veți lua bani. Veți avea litera G mai mulți clienți în următoarea perioadă. Avem aici. Da, litera G mai trebuie să aștepte să vină bani, să-și rezolve
problemele cu serviciu, cu sănătatea. Unii dintre dumneavoastră văd că ați fost în spital sau a venit doctor acasă sau ceva. Cam greu aici, sunt un pic încurcate ițele. Mai faceți și mai dați și voi cu aiasmă și cu sare prin curte, pe la geamuri, amestecați aiasmă cu sare, dar nu multă. O linguriță de sare și aiasmă și mai dați pe la geamuri, mai dați prin casă, mai dați, dar nu să se topească sarea. Deci puneți și pur și simplu, puneți, dar nu pe afară, în casă, da? Să mai treacă boala asta sau suferințele acestea emoționale, la asta mă refer. Da, și cine își face firmă în septembrie sau afacere va avea mare, mare, mare noroc. Dar nu singuri, numai împreună. Iar acum la foaie am să trag pur și simplu, pentru că știu că n-aveți răbdare. Am să trag patru ungeri. Uite, unul pentru dragoste a căzut. Primul, a căzut Vanessa, dar vi le citesc pe urmă. Întâi le pun, unul pentru servici, prosperitate, bani și sănătate, da? Haideți să vedem pe dragoste. Pentru a lua o hotărâre, întreabă-te, ce cale mă duce mai aproape de împlinirea misiunii mele divine? Ce cale mă depărtează de ea? Deci, este clar că unele dintre dumneavoastră nu știți ce vă doriți, unele dintre dumneavoastră, sau unii de fapt, că sunteți și bărbați și femei aici, da? Unii dintre dumneavoastră nu știți ce vă doriți, dacă vă doriți acel lucru cu adevărat, sunteți indeciși, da? Sau, pur și simplu, unii dintre dumneavoastră își doresc niște persoane înapoi care, în mod normal, n-ar mai trebui să fie în viața noastră sau v-a adus, nu, da, nu v-a adus neapărat numai bine, da? Ia să vedem pe job. Gata, ai fost atât de ocupat cu satisfacerea nevoilor altora, însă acum e vremea să te oprești și să ai grijă de tine însuți. Da, job, ce înseamnă aici? Și a căzut frumusețea. Da, trebuie să vă ocupați în primul rând și de voi când mergeți la interviuri, la examene, la, nu știu, trebuie să vă schimbați atitudinea și fizicul și hainele sau stilul, nu să vă cumpărați alte haine, da? Trebuie să faceți ceva să fiți mai frumoase în momentul sau mai frumoși în momentul în care mergeți la examen, la doctor, la muncă, la, da? Trebuie să vă schimbați un pic atitudinea. Asta în următoarele zile, da? Două, trei săptămâni, așa. Pentru bani. Zbori, pardon, zbori destul de sus acum, ceea ce poate să-i amenințe pe ceilalți. Dar nu coborâ, pentru că ceilalți vor fi curând inspirați de exemplul tău. Vedeți pe bani ce frumos? Deci, v-am spus, eu, va urma o perioadă fructuoasă, eu vă spun, mai ales în următoarea perioadă, dar mai ales și în august și septembrie, să știți, în leu și în fecioară. Da, foarte, vor veni bani de temir de pe unde, da? Și sănătatea, uite, sunt îngerul belșugului, vei primi banii, mă rog, au fost altfel, vei primi banii de care ai nevoie, pentru că Dumnezeu va găsi calea de recompensare a muncii tale, fiind crezător. Oricum ar fi, ieșind serena pe sănătate, înseamnă că cei care aveți nevoie de bani să vă faceți bine, să plecați într-un concediu la tratament sau ceva, vor veni bănuții, da? Și oricum ar fi, am închis ca să zic așa, cu partea materială, ca și la cărți, extraordinar. Deci ceva de bine se va întâmpla în următoarele 2-3 luni și o să ne putem rezolva absolut multe din probleme și dumneavoastră, acolo unde n-ați avut să vă completați anumite lucruri și n-ați avut servici sau ceva, va fi mult mai bine. Și acum, ca să fac anunțul. Ce vreau să fac? Fiți atenți! Pentru că nu, multă lume a sunat, deci nu pot să vă spun, da? Pe emoțional, pe echilibru, pe energie. Bun, fiți atenți ce m-am gândit eu să facem. Indiferent în ce lume sunteți, pe ce lume sunteți, că sunteți în România, în străinătate sau așa. Am să fac pe data de 21 vineri la ora 19 un echilibru energetic pentru toți cei care mă auziți și veți face ce vă spun eu. Bun, dacă sunteți acasă, dacă sunteți la plajă sau unde sunteți, nu știu.
Ce trebuie să faceți? Trebuie să vă întindeți, da? Și să vă puneți o mână una peste cealaltă, da? Stânga peste dreapta. Între sâni, pe plex, da? Deci, pe 21 vineri, ora 19, întinși pe pat, întinși pe plajă, întinși pe stradă, întinși în mașină, în fund, în mașină, nu știu. Cine care cum poate. Fiți atenți ce vă spun. Eu vineri n-am să iau nu, niciun fel de clientă pe data de 21, nici de-a mea, nici de la voi, nici de nimica. Eu am să mă pregătesc vineri pentru voi. Da? Și o să stăm în mod normal între 7 și 12 minute. Ar fi ideal să stăm 12 minute, să reușiți voi, că eu reușesc, da? Să stăm 12 minute. 21 vineri, ora 19, ora României. E, nu vreau să-mi dați pe urmă mesaje imediat. Am dat după 3 zile. Deci, puteți așa, o să vă amorțească ca să mă simțiți, nu de altceva, da? Că pot să se poate întâmpla să nu simțiți nimic. Dar eu am să fac în așa fel încât să mă simțiți ca să se vadă și într-adevăr nu e demonstrație, dar chiar vreau să vă echilibrez energiile. Vreau să fiți sufletește și emoțional mult mai bine. Asta nu înseamnă sănătate, da? Deci mă repet să nu aveți impresia că dacă sunteți bolnav vă fac bine, da? Dar vă veți simți mult mai bine, da? Și cine dorește și cine ascultă acest video este binevenit. Atât trebuie să faceți 21, data de 21 iulie, da? 21 iulie, indiferent din ce țară sunteți, vineri, ora 19, ora României, stăm maxim 12 minute, între 7 și 12 minute, da? Și pe urmă să-mi dați mie mesaj peste 3 zile, să-mi spuneți dacă v-au amorțit mâinile, picioarele, dacă ați transpirat, dacă m-ați simțit, veți simți apăsare, cei care nu au protecție, probabil o să fiți un pic amețiți, dar nu fac nimic rău, da? Doar vă echilibrez energetic, emoțional, sufletește, ca să fiți mai veseli și să aveți o forță mult mai mare în voi. Da, știu că e weekend, eu atâta pot, așa pot, așa pot, doar 21 iulie, ora 19, ora României, 12 minute. Atâta pot, asta este. Probabil că vom mai face, nu știu, peste vreo lună, nu fac des chestia asta, pentru că nu, vă dați seama, nu se poate. Nu am cum, e prea mult. Da? Dar vreau să aduc un pic de bucurie în sufletele voastre, da? Mai ales celor care nu puteți lua legătura cu mine sau, da? E foarte important pentru mine să fiți mai fericiți și să nu mai luați atât de în afront, atât de greu în profunzime toate problemele, să fiți un pic mai lejer, mai știți cum zice francezul, mai să fiți un pic de je m'en fous, ok? Deci asta îmi doresc și asta am să fac cu voi. Probabil o să vă țin o perioadă, nu tot timpul, că nu repet, dar măcar odată să simțiți și dumneavoastră cum e să fii fericit fără să ai motiv, așa pur și simplu. Da. Bun, să rămână mult că m-ați ascultat, vă iubesc, vă pup, vă îmbrățișez. Lumină și pace în suflet vă doresc și în casă, în casele voastre, ok? Și multe flori de câmp să vă puneți colorate, da? Pe masă, da? V-am pupat. Să aveți o seară bună, o noapte liniștită. La revedere!